Ediția 14-a campionatului mondial de pescuit la crap este o premieră în țara noastră. Proiectul de amenajare a pistei de concurs a cuprins 75 de standuri realizate la cele mai înalte standarde, lucrări de amenajare maluri, drumuri de acces, nivelări, curățarea bazinului de pescuit, toalete și dușuri ecologice și nu numai. Noutatea acestei ediții este montarea camerelor de filmat pe fiecare ponton, astfel încât competiția să poată fi urmărită online. Montat și suntem în prim proces și sper să terminăm, nu-i văd IT-ul aici, dar cred că terminăm. Pe fiecare ponton am pus câte o cameră de filmat, astfel încât pe perioada campionatului mondial și nu numai și după aceea va fi funcțională. Cine dorește, dacă mama lui John din Africa de Sud o să dorească să-și vadă fiul la pescuit, dă Africa de Sud pe crapmark.ro sau pe World Crap Carp 2012, parcă, dar o să aflați cum să intre, dă numele națiunii respective, îi apare imediat pe ce standuri sunt, pentru că fiecare națiune, o să vă spun și câte națiuni sunt și care sunt, fiecare națiune are 3 echipaje, pe fiecare echipaj pe standul ABC cât un echipaj. Balta va fi plină de pește și asigură organizatorii, iar pescarii vor munci la foc continuu timp de 72 de ore. Lacul Corbu nu a fost ales întâmplător, acesta are un perimetru suficient de mare, astfel încât să încapă 25 de standuri și să ofere condiții ideale pentru toți participanții. Aici vreau să vă spun că sunt pești până la 20-25 de kilograme, dar e cam greu de prins. Acum, dacă la campionatul ăsta vine spuma pescarilor din lume, sorprinde și de aceea mai mare. Oricum intenționez să bag, să văd eu sigur că le-am băgat niște piese mai mari. Mai am și aici, am luat cu 3, dar n-am putut să le scoatem, că tot așa de stuf sau băgat sau ascuns. Vreau să vă spun ca și, poate nu e foarte important, este că, bineînțeles că este extraordinar să prinzi un pește de 25-30 de kilograme, dar important este să ai și cantitate și concursul este pe cantitate. Amplasarea acestui lac lângă orașul Constanța aduce încă un plus la sfârșit de sezon turismului. Cu această ocazie, stațiunea va fi promovată la nivel internațional, iar astfel va crește notorietatea țării noastre. La comunitate va avea de câștigat atât Constanța cât și Tulcea, pentru că cei care vin pe lângă echipe vor fi turiști și mai departe vor fi ambasadori pe această nișă de vânători și pescari și vom reuși cu siguranță să creștem notorietatea României ca destinație turistică pe nișa pescuit. Cu prilejul campionatului, organizatorii promit și o serie de întâlniri, festivități, precum și un târg de pescuit sportiv, la care sunt așteptați cât mai mulți pasionați ai acestui sport. La competiție participă pescari din 21 de țări, fiecare echipă având 11 membri.